Creșterea de 0,3% a ratei șomajului poate părea la prima vedere un lucru nesemnificativ. Situația nu e însă atât de simplă. Numărul șomerilor a crescut considerabil. Fiecare procent din rata șomajului înseamnă sute de persoane fără un job stabil. La finele lunii trecute, rata șomajului înregistrată la nivel județean a fost de puțin peste 6%. Paradoxul face că procentul se raportează strict la populația activă. În realitate, numărul oltenilor fără un job stabil este de trei ori mai mare. Cel mai rău în ceea ce privește gradul de ocupare, stau tinerii. Statisticile relevă cifre îngrijorătoare în ceea ce îi privește pe românii cu vârsta de până în 35 de ani. În cifre unei rate a șomajului de 6,1% îi corespund aproape 10.000 de persoane fără un loc de muncă. Însă, puțin dintre ei se pot bucura de un venit lunar. Indemnizație de șomaj primesc doar puțin peste 1.000. Rata șomajului la nivel județean calculată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT a crescut față de luna anterioară. Astfel, la sfârșitul lunii iunie 2018, acest indicator a fost de 6,15% în creștere cu 0,30 puncte procentuale față de luna anterioară și sub valoarea înregistrată la finele aceleiași perioade, anului 2017, cu 0,56%. Numărul total de șomeri la finele lunii iunie 2018 a fost de 9996 de persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, 1029 sunt șomeri indemnizați și 8.967 neindemnizați. Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a crescut de la 6,50% la 6,85%, iar rata șomajului feminin de la 5,09% la 5,33%. Oltencele sunt ceva mai norocoase în găsirea unui loc de muncă. Salvarea lor este domeniul confecțiilor textile. Societățile din domeniu pun la bătaie în fiecare zi zeci de posturi pentru asamblarea articole textile. Pentru ceilalți, însă, șansa în unui loc scade de la o zi la alta. Absolvenții de studii superioare au șanse și mai mici. Doar câteva joburile sunt destinate. Muncitorii necalificați sunt încadrați ceva mai ușor în construcții sau agricultură. Domenii amorțite câteva luni din an. Din noiembrie și până în mai Martie, mii de persoane ce activează în aceste domenii se bazează doar pe indemnizația de șomaș.